Haideți să ne oprim la parte din cea de-a cincea imagine care am uh, uh, prezentat-o aici. De fapt, o să fie patra și-a cincea imagine. Eu am numit mesajul moartea satanei, dar n-am vrut să las doar la moartea satanei ca să nu înțeleagă cineva că noi prin moarte înțelegem uh, uh, desfințare, înțelegem a înceta să mai existi. Însă este moartea a doua, care eu vă, satana va experimenta, care înseamnă despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Asta e moartea a doua. Și aici vorbește de modul în care El va despăr fi despărțit din prezența lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Și am pus judecata Satanei, în a fi mai explicit despre ce e vorba în Apocalipsa 20, de la 1 la 10. Vorbește aici acest pasaj despre o eliminare a răului în câteva etape, în câteva trepte, stadii. Și este mai întâi perioada de întemnițare, în care un înger al lui Dumnezeu, cu cheile a adâncului și cu un lanț, vine și pune mâna pe diavol și l aruncă în, în temniță pentru o perioadă de o mie de ani. E perioada de întemnițare ca să îi minimalizeze influența, să nu mai înșele niamurile. Spune clar cuvântul. E perioada de testare, așa am numit-o eu. E perioada în care îi se dă drumul Satanei. Pentru o, mie de, pentru o perioadă destul de scurtă, dar este dat drumul, în care eu personal cred, și de asta am pus aici, dovedirea identității imposibil de remediat a diavolului. <coughs> și o să ne oprim la toate aceste trei pe rând. Și apoi e perioada de torment pe diapsa veșnică, în care, în care este aruncat, pentru totdeauna, alungat de la fața lui Dumnezeu, în iazul uh, cel veșnic și spune, va fi muncit în vecii vecilor, fără nicio șansă de reabilitare. Adică cine ajunge acolo nu mai există speranță. E locul fără speranță. Haideți să le luăm pe rând. Perioada aceasta de întemnițare. Dacă vă uitați la versetul 1, de la 1 la 3, vorbim de judecata lui Dumnezeu la sfârșitul lumii cu privire la satan, la diavolul. Și la urmă o să vedeți conexia care o fac în crucea din Golgota, fiindcă suntem la masa Domnului și eu cred, cred, că factorul decisiv în judecata diavolului și modul în care are loc judecata diavolului stă centrată, centrată în Golgoda. Judecata aceasta a Satan este precedată de o vreme de întemnițare. Așa zice aici cuvântul. A pus mâna pe balaur, un înger, care ținea cheia dâncului și lanțul, pe șarpele cel vechi care e diavolul și Satana și l-a legat pentru o mie de ani. Aici apar problemele cu mileniu. Interpretarea acestui, acestui cuvânt, o mie de ani, înainte de a aminti puțin aceasta, spune, a pus mâna pe balaur pe șarpele cel vechi, care e diavolul, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a trimis apoi, spune versetul 3, l-a aruncat în adânc. Ce este adâncul? Adâncul e o temniță unde sunt ținuți îngerii care și-au pierdut vrednicia. În aș și sunt acolo în așteptarea judecății divine. Iuda, versetul 6, spune așa: El a păstrat pentru ziua, <coughs> pardon, pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Unii cred că adâncul e tot una cu locuința morților. Nu cred asta. Adâncul este locul de așteptare al demonilor, al îngerilor căzuți, locuința morților este locul de așteptare al oamenilor care au trăit pe partea asta de lume. Cred că sunt două locuri diferite. Care vreți să le priviți împreună? Asta este. Scriptura nu nu, nu face uh, o explicație clară vis-a-vis -vis de asta, dar spune cine sunt în adânc și cine sunt în locuința morților. Uh, acolo sunt trimise și duhurile necurate. În Luca 8, cu 31, scrie despre asta. Țineți minte că Domnul Iisus Hristos a uh, întâlnit cu demonizații din Gadara și demonii rugau să nu ne trimite în adânc, nu ne, fiindcă el îi poruncise să, să, să plece în adânc. E termenul menționat de șapte ori adânc în Apocalipsa. Din adânc iese fiara, din adânc vin lăcustele, la trâmbița a cincea, de acolo vin urgii a lui Dumnezeu. Însă, după ce satana este legat și aruncat în adânc, spune aici că începe o perioadă nemai întâlnită pe pământ de Pace, pace, asta în numit era uh, uh, milenară, în care Domnul Iisus Hristos va fi conducătorul suprem. Vedeți, acum, prorocul mincinos, fiara, cu toată armata adunată împotriva Domnului, conducătorii lumii este au fost eliminați în capitolul 19. Și e un mare vacuum în conducerea lumii. Cine o să mai fie la uh, ONU? Cine o să mai fie generalii? Sunt duși. Și atunci Domnul Iisus Hristos se pare că ea, ea preia prea conducere. Acum, cei care sunt amileniști cred că asta vorbește simbolic, metaforic, de perioada în care puterea Domnului Iisus Hristos este restrânsă, el este, influența lui, puterea satanii este restrânsă, influența lui este minimă și biserica avansează cu Evanghelia până la marginile pământului și sufletele sunt mântuite. Asta e înțelegerea mileniștilor. Cei care sunt post Mileniști care cred în, în mileniu și nu în sensul așa e, figurativ sau să-l nege, îi spun că asta se referă la o vreme dinainte de venirea Domnului Isus Hristos, care nu este era bisericii de la prima lui venire până la a doua, așa cum credă mileniștii, ci va fi o, o, o vreme în care biserica va câștiga teren în lumea asta, că biserica e sarea. Pământului și Lumina Lumii și prin cruciadele de evangelizare, Evanghelia va ajunge la, la, marginea Pământului, se va instaura domnia Domnului Isus Hristos într-un mod deosebit. Aștia sunt post-mileniști. Pre-mileniști sunt cei care spun nu, mileniu va începe atunci când va veni Domnul Isus Hristos și va fi literalmente o mie de ani, așa cum scrie aici în Apocalipsa. Problema care avem e că e singurul pasaj din, din Biblie care vorbește de mileniu dar vorbește de vreo 5-6 ori și e cam greu să treci pe lângă el. Așa că a uh, am post post pre nu este discuția din, din, uh, din, seara asta. Fiecare are probleme atunci când ajunge să interpreteze anumite pasaje. Poate am mileniști și post mileniști au probleme serioase în Apocalipsa 20. Uh, au probleme serioase în toți în scrierile lui Ioan, în Ioan capitolul 5 unde zice că va veni și atunci va fi judecat, va despărți dreapta, stânga, cam cu asta basta. Ce e important de ținut minte aici este că înainte de venirea Domnului Isus Hristos în sensul de ca să judece lumea va fi o era a păcii. Cum doriți să numiți perioada asta de la prima lui venire până la a doua? Că va fi o era în care biserica și unii se roagă, auziți în rugăciuni, Doamne, să cucerești lumea pentru tine, să întoarcă popoarele, să... asta e gândire postmilenistă. Eu ascult rugăciunile și îmi dau seama de cine, la cine a ascultat persoana asta predicile, ce, ce predicator, și deși nu știu numele, știu tendința lui postmilenistă. Nu te rogi să vină o trezire globală așa dacă nu ești postmilenist. Dacă ești premilenist știi că lucrurile nu se vor întâmpla mai bine, se întâmplă mai rău. Și apoi vine Domnul Iisus Hristos. Dar mă rog, nici nu ne dăm seama de influența teologică care, în viața noastră, prin predicile care ascultăm, ce e important în, 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 această, în acest capitol este să, să vedem că Domnul Isus Hristos își instaurează cumva uh, uh, o eră de pace, de prosperitate, fără seamăn și fără precedent. Fără precedent. Datorită faptului că puterile celui rău sunt limitate, să nu mai înșele, spun eu, nu aș zice chiar limitate, sunt restrânse aproape la zero. Să nu mai înșele lumea. Să nu mai înșele lumea problema apare, am putea explica cum puterile întunericului sunt limitate, restrânse prin înaintarea Evangheliei, dar problema apare când vorbești de învierea martirilor și îi pui să domnească, ăștia greu îi pui în, în, în epoca bisericii, greu îi pui. Însă, mă rog, vis-a-vis -vis de detaliile care sunt aici, ajungem la această perioadă în care uh, diavolului este redată libertatea din nou. Deci, în primul rând, este întemnițat, este restrâns. Cum doriți să interpretați dumneavoastră această perioadă? E clar, puterea celui rău este oprită de către Dumnezeu prin acest înger puternic care are cheia adâncului și lanțului. Urmează o perioadă în care îi se dă drumul. Ultimul, ultima frază a versetului 3 spune, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme și versetul 7 și 8 e și mai clar. Spune, când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului. E un cuvânt teribil, care îți produce multă tulburare. Spune acolo că l-a legat, oh, ce bine sună asta, l-a legat pentru o mie de ani. Și apoi, versetul 3, spune ultima frază, după aceea, trebuie să fie dezlegat. Ah, nu trebuie, ba da, trebuie. Trebuie. Ca să-și exercite din nou influența. Și am încercat să răspund la acest trebuie, în modul în care înțeleg în, în, în acest pasaj, de ce trebuie. Și am spus trebuie, fiindcă în această perioadă de după întemnițare, după pediapsă, o perioadă de o mie de ani în care satana e în temniță, nu e în concediu, este într-un loc de pediapsă, un loc în care așteaptă ce urmează să se întâmple cu el, el știe mai bine decât știm noi care viitorul lui. După o mie de ani se dă drumul și în loc ai spune, se-i vină puțin mintea la cap, ce face satana? Se duce și amăgește din nou întreaga lume și spune adună din toate colțurile pământului o armată care nu putea fi numărată să se ridice împotriva uh, Domnului Isus Hristos. De asta am spus, satana își va dovedi identitatea de răzvrătit. Și ideea care o înțeleg eu aici e că o mie de ani dacă l-ai pune în temniță, ăsta tot nu se schimbă, tot drac iese din temniță. După o mie de ani tot demonie. Și orice pediap s-ar încerca să o aducă Dumnezeu asupra satanei este irecuperabil, iremediabil, iremediabil. Pierzarea veșnică și iadul veșnic nu este așa cum cred unii o dovadă că Dumnezeu nu e chiar așa de iubitor. Nu! Este singura soluție pe care Dumnezeu poate să o aibă pentru satana și cei care îl urmează. Fiindcă nimic, nimic nu-i reabilitează. Nimic nu-i reabilitează. Satana își va dovedi identitatea de răzvărțit. Un alt motiv care eu îl înțeleg din eliberarea celui rău și amăgirea care o are asupra locuitorilor lumii arată natura perversă a omului și aceasta va fi dovedită din nou ca soarta satanei fiind irecuperabilă. Ce se întâmplă pe pământ când satana este legat? se întâmplă o eră a păcii fără seamăn. Aici e bielu și leu pasc împreună. Aici nu se mai mănâncă animalele una pe alta. Aici sunt terminate armele de război. Aici nu mai e nevoie de sistem de apărare, de construirea rachetelor. De... Aici nu mai e absolut nimic de genul ăsta, fiindcă Domnul Iisus Hristos spune va conduce lumea cu un toiac de fier. Adică nimeni, nimeni nu va putea să se ridice asupra autorității lui. Și înainte ca să înceapă asta, majoritatea oamenilor răi care au fost adunați cu Gog și Magog, împreună cu prorocul mincinos și cu fiară, au fost nimiciți. Așa că un vacu mare a răului a fost dat la o parte și oamenii care trăiesc în această generație se pare că trăiesc în era milenară sub domnia Domnului Iisus Hristos și vor avea ocazie să experimenteze ce nu a mai experimentat lumea asta, dacă va fi ceva în sens literal. Și fiți atenți! Când Satana este dezlegat și după ce îi se dă drumul, se pare într-o perioadă relativ scurtă, îi va amăgi pe oamenii care au experimentat domnia Domnului Isus Hristos și care au văzut ce înseamnă să fii sub domnia Lui și binecuvântarea care aduce și prosperitatea economică și în toate privințele, vor fi înșelați. E din nou un fel de eden. Însă e un eden de data asta cu milioane și miliarde de oameni care au văzut pentru o perioadă ă, 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 clar cu ochii lor puterea și minunile lui Dumnezeu și ce înseamnă să-l ai pe Hristos ca Domn. Și se răscoală din nou. Asta ne spune că problema omenirii. Să nu credeți și auziți oamenii spun că e din cauza sărăciei, din cauza bolilor, de asta sunt oamenii răi și așa, și așa. Nu! Nu! Problema oamenilor e pusă în cele mai bune condiții și în cel mai bun context. E o inimărea care la orice oră s-ar răscula împotriva Lui Dumnezeu. La orice oră ar asculta de diavolul. Și asta dovedește starea irecuperabilă a păcătosului. Că nu poți să te faci mai bun, ci că vei fi înșelat de satana și te vei răscula împotriva Lui Dumnezeu. Acea dorință și acea tendință de să fii tu Dumnezeu, să-ți conduci tu viața, știi? eu am aici un, un, iPad, e un mecanism, un fel de mini-calculator în care am mesajul, predica și nu mai am caiet să învârt foile și, mă rog, mă ajută mult mai bine și am aici mii de predici, predicile care le-am ținut totdeauna. Să vin iPad-ul ăsta și să-mi spună Hei, eu mă descurc singur. Eu îi spun, tu nu o să te poți descurca singur. E un fir care l-am în birou, care e conectat la sursa de putere, care te-a încărcat. Și dacă tu vrei să trăiești singur, o să trăiești câteva ore și apoi o să mori. Și spune, nu, nu, uite ce bine mă descurc singur. Așa e omul, care după ce a primit viață de la Dumnezeu și suflare, ascultă de amăgirea satanei și spune, eu mă pot descurca singur. Și Dumnezeu spune, nu o să te poți descurca singur. Ba da, mă pot descurca singur. Și te descurci singur până când ajungi în ziua judecății. Și atunci vezi ce înseamnă să te descurci singur dar e prea târziu. E această tendință rebelică a omului împotriva lui Dumnezeu. Asta e problema omenirii, frați și surori. Noi nu suntem răi fiindcă nu avem bani. Nu suntem răi fiindcă suntem bolnavi. Nu suntem răi fiindcă nu avem educație. Suntem răi fiindcă uh, virusul păcatului în inima noastră rebelă, care caută poftele și plăcerile ei. Și nu poți fi eliberat de asta, de nimeni, nimeni, decât de Dumnezeu. Și uh, cred că uh, Dezlegarea satanei și amăgirea populației care a trăit și a experimentat puterea lui Dumnezeu dovedește cât de parșivă și cât de păcătoasă și coruptă e inima omului. E inima omului. Nu suntem bolnavi, nu suntem morți spirituali. Morți. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu în păcatele și în greșelile noastre. În care morți fiind, deși trăiam odinioară, așa cum trăiesc toți oamenii. Și apoi cred că mai vorbește de ceva, această dezlegare a celui rău. Aceasta arată mâna lui Dumnezeu care coordonează istoria. Vedeți, sunt pasaje în, în altă parte a scripturii care vorbește de faptul că tot ce se întâmplă în istorie nu iese de sub controlul lui Dumnezeu. Fie că el e a voit să fie așa, fie că Dumnezeu le-a îngăduit. În Tesaloniceni, când vorbește acolo de mare amăgire care o va avea Anticristul. Țineți minte, vor fi amăgiți, vor primi semnul, se vor închina, așa mai departe. Și apoi un verset, l-am pus acest verset, capitolul 2, versetul 11, spune, din această pricină, Dumnezeu, că s-au închinat fiare și n-au vrut să primească, să rămână credincios Domnului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Auziți, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în elegire, să fie condamnați, să fie osândiți. Și eu cred că în Apocalipsa 20, această dezlegare a celui rău, este tot mâna suverană a lui Dumnezeu, care le spune, voi care ați trăit sub domnia mea și nu ați avut inima atinsă de mine, poftim urmați-l pe cel rău, ca acum să vă vină condamnarea într-o zi. Că așa se va întâmpla. El îi va aduna din toate colțurile lumii și va porni ultimul război. Ultimul război nu e Armagedon. Deci ultimul război care satana însăși, nu prorocul și fiara, care vor fi conducerea Armagedonului, ci însăși satana va veni împotriva Domnului Isus Hristos, conform Apocalipse, capitolul 20. <coughs> Așa că Dumnezeu a îngăduit ca cei care nu au vrut să accepte domnia Lui și au trăit în acea era uh, milenară să fie uh, condamnați. Li se dă, de fapt, în vileag starea inimilor. Și apoi, în versetul 10, am spus, este o întemnițare a satanei, uh, este apoi o eliberare, o testare în care îi se dă drumul să vezi ce o să facă și e clar ce o să facă datorită naturii lui și e clar și cum oamenii vor răspunde datorită naturii păcătoase ale oamenilor. Și apoi versetul 10 spune, are loc în expulzarea lui în chinurile veșnice. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde e fiara și procul mincinos și vor fi munci zi și noapte în vecii vecilor. Zi și noapte, 24-7. În vecii vecilor, pentru totdeauna, fără șansă de uh, uh, remediere. Și domnul Iisus Hristos a spus asta în Matei 25 cu 41, că iadul e un loc pregătit, e pregătit de Dumnezeu, nu a apărut așa uh, în șansă, apoi va zice celor de la stânga lui, zice că acolo vor ajunge și oamenii, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerului lui. Va să zic că acolo va ajunge el și acolo vor ajunge și oameni. Și diseară mă opri la această parte a oamenilor care vor, uh, vor ajunge acolo. Am vorbit în introducere despre Golgota și impactul care Golgota l-are vis-a-vis de judecata satanei și parcă în mesaj am explicat mai mult acest uh, Apocalipsa 20, modul în care e derulată judecarea satanei, fără a vorbi puțin de Golgota. Dați-mi voie în concluzie ca să îmbin și să vă spun gândul care l-am avut în, în, în minte și povara pe inimă. M-am uitat în acest pasaj și pentru prima dată parcă n-am văzut niciodată, niciodată în Biblie, cu câtă autoritate se poartă un înger cu satana. Ați urmărit aici în primele trei versete, am văzut din cer coborându-se un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Unii îl numesc Domnul Iisus Hristos. Nu cred că e Domnul Iisus Hristos. Poate să fie, dar aici spune un înger. Domnul Iisus ține cheia locuinței morților în Apocalipsa 1 cu 18. Și poate de seară, dacă va fi timp, o să intrăm în acest subiect. Dar aici un înger. Ținea cheia adâncului și un lanț mare. Cheia adâncului, adică autoritatea peste cei care sunt în adânc, peste duhurile necurate și un lanț care vorbește despre această putere de a-i ține acolo, în adânc. Ține în mână cheia adâncului și un lanț mare. Și spune așa, fiți atenți, a pus mâna pe balaur. Așa, direct. L-a legat. Pentru o mie de ani. Lanțurile care l-a pus pe el, o mie de ani o să fie aici. L-a aruncat în adânc, nu l-a invitat. L-a luat și l-a zvârlit, e cuvântul. M-am citit din nou, să... Așa scrie. L-a închis acolo. Așa cum închizi un câine într-o cușcă. A pecetluit intrarea deasupra lui. Și mă gândesc, stai puțin, ăsta nu diavolul care știu eu. Dacă citiți în Iuda, capitolul 9, spune Arhanghelul Mihail, care e protectorul poporului lui Dumnezeu, da, lui Daniel îi dă specificarea asta, spune, când se împotrivia diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, Mihail era protectorul poporului lui Dumnezeu, Moise fiind prorocul mare al lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, Mihail vrea să aibă anumite pretenții cu privire la trupul lui Moise. Diavolul avea alte planuri. Spune, au ajuns într-o dispută. Spune, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, de blamă. Și doar a zis Domnul să te mustre. Deci un înger războinic, care e generalul îngerilor pentru a proteja poporul lui Dumnezeu, Mihail nu e un înger cum e Gavril, de a aduce vești, e un înger de luptă. Nu se împotrivește satanei și să-l să-i aducă blamă decât, spunem la ocor, decât să, Domnul să te mustre. Și acum în Apocalipsa, capitolul 20, vine un înger și pune mâna pe el cum mai pune mâna pe un pisic. Și îl, îl aruncă în temniță, îl închide fără nicio discuție. Direct merge la balaur. Ce se întâmplă aici? Păi, se întâmplă cuvintele care Domnul Iisus Hristos le-a spus în Ioan 12. Țineți minte? când au venit, e contextul în care au venit grecii să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos, nu era să-l vadă, că hai să-l întâlnesc cum arată, că îl puteau vedea toată ziua, că era în templu cu ei, Că vreau să stea de vorbă, să-i facă o ofertă, să-i ceară ceva. Oferta care urma să o facă, sau ce urma să ceară ei de la Domnul Iisus, o înțelegem din răspunsul Domnului Iisus, în care spune, grecii vin să-l vadă, se să întâlnească cu el, și Domnul spune, nu, nu, trebuie să mor. Grăuntele trebuie să-și dea viața ca să aducă rod. E ca și cum i-ar vrea să-l salveze și Domnul spune, nu, 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 eu merg la Golgota, pentru ceasul ăsta am venit. Ce voi zice acum? Să dau spatele, să, să, refuz planul lui Dumnezeu? Tată, pentru ceasul ăsta am venit, proslăvește pe fiul tău, și spune. Și din cer s-a auzit un glas care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și atunci, când decizia a fost din nou întărită, a merge la Golgota, Domnul Iisus Hristos spune, acum are loc judecata lumii acestea, Acum stăpânitorul lumii acestea va fi dezbrăcat de puterea lui. Asta înseamnă, va fi aruncat afară. Și noi cunoaștem versetul din Coloseni, capitolul 2, cu 15, așa de puțin îl înțelegem, în care spune că prin moartea Domnului Isus Hristos, prin ce servăm noi în această dimineață, spune a dezbrăcat domniile și stăpânirile, dacă vreți, autoritățile supreme din locurile cerești. Și le-a făcut de ocară, ce n-a putut Arhanghelul Mihail să facă de ocară. El, le-a făcut de ocară înaintea lumii și e înaintea lumii vizibile, dar și înaintea lumii invizibile. După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, s-a întâmplat ceva în istoria omenirii. Când Domnul Iisus Hristos a spus, acum are loc judecata stăpânitorului lumii astea, când prin moartea lui și învierea lui și-a dovedit odată pentru totdeauna superioritatea și domnia lui asupra oricărei pretenții a vreunui suflet sau suflare de a avea vreo domnie sau vreo pretenție la conducere. Și acum acest înger, numai așa pot înțelege, vine și apucă pe balaur și îl pune în locul lui o mie de ani și pecetluiește intrarea de ca și cum n-ar mai fi același diavol și nu mai e același diavol. După Golgota, diavolul nu e mai același, satana nu e mai același diavol. Mai este. De asta am spus, gerfa Domnului Isus Hristos și puterea ei vis-a-vis -vis de judecata Satanei. Nu-ți vine să crezi că e vorba de aceeași persoană, dacă o pot numi persoană. Și dacă vă uitați în acest capitol, de la versetul 1 la 3, îi dă diferite nume Satanei ca să știi că el e, pe ăsta pune mâna și e numit Balauru care vorbește de puterea care inspiră groază și spaimă. Eu la fiecare din astea am versete, dar nu, nu am să le mai dau în altă parte a Scripturii, care definește de fapt ce înseamnă numele ăsta. El este numit apoi tot aici, spune, a pus mâna pe balaur, versetul 2, pe șarpele cel vechi, adică să nu, să, să nu cumva să crezi că e vorba de vreun balaur din Apocalipsa și să dai... Nu, nu, e șarpele cel vechi, e cel din grădina Edenului. Ia aluzia aici la grădina Edenului. Șarpele cel vechi, care vorbește despre puterea lui de amăgire, de a înșela, pe ăsta pune mâna. Și apoi mai dă un alt nume, diavol, calomniatorul de fapt, e cel care învinuia poporul lui Dumnezeu, cel care aduce acuză la adresa sfinților, care găsește plăcere să de faime. Asta este, poți a pus mâna. Și apoi satana, care înseamnă adversarul lui Dumnezeu. Este identificat că nu-ți vine a crede ce se întâmplă cu el. Și că un înger al lui Dumnezeu, anonim aici, execută planurile așa cum le execută și diavolul nu depune nicio opoziție fiindcă el vine în urma sentinței care a primit-o de la Golgot. Acolo, de fapt, s-a dat verdictul. Acum a ajuns locul execuției. Acolo, de fapt, a avut loc judecata. Acum vine doar aplicarea acelei judecăți. Și al doilea gând care l-am văzut în acest episod, care m-a uimit, este că ultima bătălie este câștigată fără încleștare. Cum v-ați imaginat dumneavoastră ultima bătălie? care urmează să fie pe partea asta de lume, când Domnul Iisus Hristos va nimici forțele <coughs> întunericului și pe satan. Oh, eu m-am imaginat-o ca cea mai cumplită bătălie care a fost vălată sub soare și în univers. Fiți atenți! Ei s-au suit, deci a, a, a măgit neamurile, versetul 9, ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, și acum aștepta să zic, că și sfinții, au ieșit în întâmpinare să lupte, înaintea lor a fost mielul lui Dumnezeu sau împăratul. Nimic, 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 nimic. Din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Nici nu se prezintă la bătălie. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Eu mă așteptam la o încleștare feroci. E ultima încercare de a răsturna autoritatea Domnului lui Dumnezeu în creație. Dacă vă uitați în Apocalipsa, capitolul 13, spune acolo că i s-a dat putere, vorbește de procul mincinos și de fiară, să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și a biruit. Va să zic că, fiți atenți, reprezentanții diavolului, agenții lui, au avut așa mare putere încât sfinții nu i-au putut o pune opoziție și i-au biruit. Și trebuie să vină Mesia, Domnul Iisus Hristos, în Apocalipsa 19, care să-i elimine pe ăștia care au biruit sfinții cu uh, cuvântul uh, gurii lui, cu sabia gurii lui. Și atunci dacă el trebuie să intervină ca să elimine pe reprezentanții satanei și armata aceea, ce va fi când diavolul însuși va fi în fața armatei? Te-ai gândit, va fi o înclăștare fără seamănă. Și când diavolul însăși vine și amăgește întreaga lume, Domnul Iisus pare nici să nu se prezinte la bătălia asta. Și printr-o acțiune divină sunt terminați. Și nici nu se dă aici detalii, doar spune că el a fost aruncat în iazul de foc. A fost aruncat, adică nu invitat, nu condus, aruncat. Ca o lăpădătură, ca un gunoi. care e diferența între Apocalipsa 13, când sfinții sunt biruiți, și Apocalipsa 20, când nici nu se prezintă la luptă. Dacă el se prezentau, erau terminați, probabil. Știți care e diferența? Apocalipsa 19 îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și când vine Domnul Isus Hristos, spune, vine ca și războinic pe cal alb, spune, vine cu o haină muiată în sânge. Și pot să interpretez că sunt sângele victimelor care cad în cu mâniei lui Dumnezeu, dar pot să interpretez că este o amintire a cine este El, a jertfei Lui de la Gorgota. Și când vine Fiul Lui Dumnezeu, care și-a dat viața și care a biruit domniile și stăpânirile din locurile cerești, nu mai trebuie să se ducă la acea încleștare. Decizia a fost deja făcută. Urgia Lui Dumnezeu vine. Diavolul e ca un câine fără dință. Așa e prezentat aici în Apocalipsa, capitolul 20. Câtă putere este în Golgota? Câtă putere este în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos? Atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, vorbește de uh, anticrist, că ăsta uh, va face prăpăt uh, peste cei care au rămas în poporul Domnului și trebuie el să-l să să termine. Dar uite, cu satana nu se prezintă să facă nici măcar ce a făcut cu anticristul. Repet din nou acel verset. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Am notat acest gând. La sfârșitul vremurilor diavolului nu îi se va da șansa să lupte împotriva Mântuitorului. Nu îi se va da șansa să lupte împotriva Mântuitorului, pentru că Domnul vrea să-i reamintească atât lui, cât și întregul univers, că bătălia a fost câștigată la Golgota. Asta e ce cred eu și înțeleg din acest pasaj. Noi astăzi suntem la masa Domnului. Noi comemorăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Și așa cum am spus la început, majoritatea din noi ne gândim la iertarea care avem pentru păcatele noastre. Și slavă Domnului așa e. Ne gândim la <coughs> Pardon, puterea care avem <coughs> să trăim viață nouă. Și așa este. Dar să știți că vom vedea efectele Golgotei și a jertfei Domnului Iisus Hristos într-un mod uimitor. Uimitor. În acea zi în care El se va arăta să-și revendice dreptul de Domn al Domnilor și împărat al împăraților, nu datorită faptului că ar fi avut dreptul ăsta dintotdeauna, deși l avea, și datorită faptului că a dovedit-o. A dovedit-o. Că nimeni nu s-a putut asemăni cu El. Și prin moartea și învierea Lui, și-a dovedit e, autoritatea supremă în viața oamenilor, dar și în viața diavolului. Și în viața diavolului. Ce înțelegi tu? Ce înțeleg eu, apropiindu-ne <coughs> în clipele acestea de masă Domnului? Care este starea mea vis a -vis de o mântuire așa de mare? Așa de mare care Dumnezeu a pregătit-o față de un plan așa de grandios, așa de grandios, Că privești la Golgota și privești sfârșitul lumii ca și cum ai privi uh, uh, o filmare care deja a fost executată și știi ce urmează. Așa citești în Apocalipsă. Că totul este pregătit, doar se derulează. Și doar urmărești ce urmează să se întâmple. Și îți dai seama cât de mare e Dumnezeu și cât de tot puternic e Dumnezeu. Și cât de mic și neputincios și răutăcios e om ar trebui să ne îndemne la adorare, la închinare înaintea Lui, la pocăință adâncă și la o cercetare profundă vis-a-vis -vis de viața noastră, de dorințele noastre, de intențiile noastre și a aduce toată închinarea care e singurul care o merită. Singurul care o merită și pentru totdeauna. Cred că Golgota și taina Golgotei urmează să ne uimească întreaga veșnicie a a însemnat, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos în locul nostru.